Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Începem și această săptămână sub semnul a ce înseamnă orașul Târgu Jiu la început de noiembrie 2014. Deci, efectiv, este de necirculat pe trei sferturi dintre străzi, iar acolo unde se mai poate circula este o aglomerație de îndeschis. Chiar, unde sunt agenții de circulație? Da, i-am văzut în exteriorul orașului mult mai mult decât până acum. Dar de ce nu rămân pe străzile din Târgu Jiu? De ce nu dirijează circulația, tentativa de circulație care se mai face? Și încă ceva. Sunt zone în oraș în care e a treia oară când se sparge strada în decurs de o lună jumătate. Bă, frate, puneți-vă de acord. Veniți și schimbați unul conductele de apă, altul de gaze sau ce mai schimbă pe acolo, dar faceți toți odată sau în orice caz într-o perioadă cât de cât rezonabilă. Nu, vine unul, pui ceva, vine altul și tot la fel. Deci sunt zone în oraș și puteți asculta, puteți vedea, sunt zone în oraș unde e dezastru. Efectiv, e a treia oară când se spar străzile. Și acum, spuneți-mi o stradă din Târgu Jiu care n-a fost spartă. Sau nu, problema nu e că a fost spartă, e nevoie de aceste lucruri. Cu siguranță, câteva zeci de ani, nu va mai fi problemă cu subteranele. Asta ar trebui să explice autoritățile. Dar nu există niciun plan la acest moment ca să se și mai circule din oraș. Ori plecăm toți din Târgu Jiu o lună, două, trei, până termină ciudățenia aceasta de firmă care a câștigat licitația, pentru că la capacitatea sa e clar că ceva e în neregulă sau ar fi de preferat să vedem actele respective cum au câștigat licitația, pentru că nu e un plan rezonabil. Deci, ori pe cartiere, ori pe zone. Deci, lumea trebuie să trăiască în acest oraș. Deci, dacă acum este așa, vă dați seama peste o lună, două, când vom fi în miezul iernii, mai ales după câte se pare va fi o iarnă puțin mai dificilă, va fi foarte greu de circulat în Târgu Jiu. De fapt, că tot am primit pe Facebook, chiar și pe blogul personal, câteva comentarii conform cărora, da, domne, dar știi acum așa că îi se dau comentariilor mele conotații electorale. Nu sunt electorale. Dar să știți că noi n-am strălucit nici în anii trecuți la capitolul organizare. De ce vă spun asta? Ia gândiți-vă, anii trecuți, cum spărgeam orașul? Că asta la noi se sparge de câțiva ani. La intrările și ieșirile din oraș. Asta a fost până acum. Deci, și înspre Vâlcea, și înspre Severin, și înspre Rovinari, toate în același timp. De ce? Efectiv, să faci, parcă eram un oraș asediat. Și suntem în continuare un oraș asediat. Dar, atenție, e nevoie de aceste lucrări, dar cred că mai multe organizare nu ar strica. Ca să nu vă mai spun apropo de lipsa de organizare. Știți că unele străzi au fost date cel puțin parțial circulației și astăzi poți să traversezi pe ea, mâine nu se mai poate sau se lucrează. Bun, dar nimeni nu anunță. Te trezești cu ei ca dobitocul, să spunem așa, pe strada respectivă și momentul la mijlumatea străzii e blocată. Nu te poți întoarce nici înapoi, n-a fost niciun fel de semnalizare, ce faci? Și gândiți-vă, oamenii se înjură, nu, n-au ajuns la bătăi sau altceva, ca să-și facă loc să se întoarcă de acolo. Și bineînțeles, cu înjurăturile de rigoare la adresa autorităților. Deci, mai multă organizare nu trebuie. Dar acele comandamente trebuie să funcționeze de organizare pentru că nu se mai poate. Și va fi din ce în ce mai greu pentru că vine iarna cu problemele respective. Dar la acest moment, cred că poate facem un concurs în această emisiune să îmi spuneți și mie ce stradă n-a fost spartă până acum. O premiem. Sau, poate ar fi mai interesant, ce stradă a fost readusă, cum spune contractul, a fost readusă măcar la stadiul inițial. Deci după ce au băgat conductele, să fi fost adusă. Că s-au făcut niște cârpeli. Cârpeli care la momentul când o să plouă și ăsta se vor duce în jos. Și așa, deci efectiv, dacă o iei pe... Haideți să dăm un exemplu. Strada Sfântul Nicolae sau zona centrală, zonele pe acelea de ies în deci zona de nord a orașului. Toate care au fost reparate, efectiv, ești ca pe miriște. Pe zone reparate, refăcute.
am înțeles că vine și covorul asfaltic, dar când vine? Pentru că firma respectivă are contract, dacă am înțeles eu bine și v-am spus-o și dumneavoastră, dacă n-am înțeles famea culpa, până în martie. Dacă nu turnăm acum asfaltul pe zonele unde se poate, când turnăm? Bine, acum a turna asfaltul respectiv și a ne trezi că vin alții ca să spargă din nou, vă spuneam, sunt zone, zona Camera de Comerț, de exemplu, îmi spunea chiar un coleg, deci e a treia oră când se sparge. Da? Păi, în condițiile în care făceau covorul asfaltic nou, vă dați seama ce ieșea, ce scandal. Bun, să zicem că am încheiat cu acest subiect, dar e un subiect, cum să vă spun, am început să facem la Târgu Jiu, ca să traversăm orașul, cât fac unii în București, prin zonele cele mai aglomerate. Nu e normal și cred că ar trebui să luăm măsuri în această direcție. Acestea fie spuse, haideți să vă dau o veste bună. Bine, probabil o știți deja de două zile, și anume, pandurii Târgu Jiu au reușit să bată și ei pe cineva. Ba din contră, i-a bătut bine pe brașoveni, deci a fost un scor de 3-0 și deja începem să ne gândim la cupele europene. Nu-i așa. Bine ar fi ca echipa să înceapă să joace ceva. E clar, s-a jucat cu sabia lui Damocles deasupra capului, dacă din ce se vorbea cel puțin pe surse, dacă Grigoraș nu câștiga meciul de la Brașov, se alegea, era demis. Bun, toate bune și frumoase, dar dacă a jucat atât de bine la Brașov, cu o echipă care a mai făcut ceva rezultate în ultimul timp, de ce nu o facem așa în fiecare etapă? De ce nu se joacă, de ce nu ne intră mingea în poartă, că acum ne-a intrat cam totul? Sau în orice caz, lor nu le-a prea intrat mare lucru, nouă ne-a intrat. E foarte bine așa și bine ar fi să ne menținem în acest tren. De cupele europene la decalajul care îl avem față de ceilalți e foarte greu, dar vedeți cum au fost aceste meciuri interminabile cu rezultate foarte slabe. Poate vin și rezultatele foarte bune și vom afla că avem o echipă demnă de stadionul care ar trebui să se facă la Târgu Jiu. Apropo de sportul rege, cei care ați citit presa de astăzi cel puțin, ați văzut comentariile managerului general CEO foarte nemulțumit de arbitrajul de la Baschia, dacă am înțeles bine. Da, cred că aici are dreptate, mai ales că, din câte știm, e și o afinitate a dânsului către basket, dar să nu uităm și celelalte sporturi, că n-au prea strălucit arbitrajele. Dacă cu ani în urmă Pandurii avea, în general, era acuzat de arbitraje favorabile, acum nu prea mai putem să spunem acest lucru, sau cel puțin nu de foarte multe ori într-un an. Așa că asta probabil vine tot de la management. Și pentru că tot vorbeam de fotbal, avem un nou antrenor al echipei naționale, vineri vom avea un meci extrem de important cu Irlanda de Nord și, bineînțeles, vom vedea ce va fi. Toți românii sunt alături de echipa națională. Dacă se reușește câștigarea acelui meci, eu zic că calificarea ne stă, o avem în buzunar. Practic, celelalte meciuri nu vor face decât să confirme. Nu uitați că avem și meciuri mai ușoare, avem meciuri pe teren propriu, deci dacă am câștigat acolo, probabil nu vom lua bătaie nici aici, deci eu zic că suntem ca și calificați. Acum depinde cu ce va veni Iordănescu, dar cred că Iordănescu de obicei nu prea schimbă când lucrurile merg bine. Cel puțin așa ne-a obișnuit în precedentele mandate. Cam atât cu sportul. Spuneam că e luni și trebuie să atingem și partea sportivă. Nu înainte de a remarca, cum spuneam încă o dată, faptul că Pandurii a câștigat. Bravo lor și s-o țin tot așa. Poate că tot sugeram eu la o emisiune trecută că n-ar strica să se meargă, pe la mănăstiri. Poate că au găsit o mănăstire și care, iată, le-a adus un 3-0, pe unde s-or fi dus în meciul spre Brașov, poate au găsit o mănăstire favorabilă, dar în esență e foarte ok că s-a câștigat acest meci. Vom face trecerea spre subiectul care l-anunțam printre subiectele tare, sau în orice caz subiectele interesante de astăzi, cu o știre pe care o aflăm dinspre Ministerul Educației, și anume,
Ministerul Educației anunță că propune suspendarea cursurilor din universități vineri și luni în vederea sprijinirii exercitării dreptului la vot. Ministerul Educației Naționale propune spre aprobare Guvernului în ședința de marți 11 noiembrie, adică mâine, un proiect de hotărâre de guvern prin care se decide suspendarea cursurilor din Institutul de Învățământ Superior pentru zilele de vineri, 14 și luni 17 noiembrie, ca tinerii să poată merge în județele de unde sunt, în orașele de unde sunt, ca să voteze. Pentru că, știți cum e? Eu cred că guvernul are dreptate. Pentru că, pe o parte, tinerii respectivi, studenții respectivi, am văzut ce s-a întâmplat la București, votează pe liste suplimentare și apoi îi facem turiști. Zice, turismul electoral. Dar dacă ne gândim bine, în București sunt peste 100 de, ba din contră, cred că sunt în jur de 200.000 de studenți. Dacă doar jumătate din ăștia sunt din afara Bucureștiului și măcar o jumătate din ei rămân să voteze în București, tot avem 50-60 de mii, ca să, și probabil cifrele sunt mai mari, care au votat în București pe liste suplimentare. Deci, din acest punct de vedere, bun, să meargă acasă să voteze fiecare în orașul respectiv. Cred că am evitat multe neplăceri și poate n-ar mai avea, că am înțeles că a fost vorba de niște bani dați, ca să meargă la vot, diverse chestii. Poate eliminăm tentația, că bănuiesc că autoritățile nu le lămuresc mai mult, adică cine a dat, cine a luat, cine e vinovat, nu o aflăm. Astea sunt doar pe surse, pe zvonuri, nu știm măcar dacă sunt adevărate. Și nu m-ar mira să fie tot zvonuri de campanie electorală. E, vestea serii, și apoi o să ne întoarcem la problema cu universitățile, vestea serii este că avem un nou ministru de externe, cu o rapiditate demnă de invidiat. Știți ce probleme erau până acum? Pleca un ministru, devenea unul interimar, așteptam până se hotăra Băsescu, după aceea nu-i plăcea, trebuia să revii cu altă propunere. Acum, surprinzător, în doar câteva ore, avem demisia ministrului Titus Corlățean, avem nominalizarea lui Teodor Meleșcanu și avem și depunerea jurământului lui Teodor Meleșcanu. Atenție! Ăla care era socotit de președinte cu probleme și că practic nu l-ar... ar fi vrut să-l schimbe de la SIE, de aia ar fi plecat Teodor Meleșcanu de la SIE și ar fi candidat la prezidențiale. Foarte surprinzător pentru ce s-a întâmplat la acest moment, dar eu de data asta cred că noi degeaba ne facem așa iluzii că, vezi, Doamne, ce-o fi fost în capul lui Băsescu, că de ce l-a pus, că de ce... Nu cred că decizia a aparținut președintelui cu adevărat. Domnia sa e deja în concediu de odihnă premergător plecării din funcție, chiar dacă mai încearcă să mai facă câte ceva, părerea mea că aici nu prea avea ceva de făcut. Și mai e un lucru. Atât timp cât aliații firești ai României, aliații NATO și Uniunea Europeană au acceptat un Teodor Meleșcan an de zile șef al unui serviciu secret, cu siguranță toate lucrurile sunt ok. Probabil de asta președintele n-a avut să facă comentarii, deși nu s-a ținut în stilul tradițional, că dacă n-ar fi fost contextul ăsta electoral, n-ar fi făcut această numire. Eu zic că o făcea, știți că vorbea la un moment dat un parlamentar de o broască, înghițea și broasca respectivă domnul președinte și îl punea pe Teodor Meleșcanu. De altfel, unul dintre politicienii importanți ai României, și gândiți-vă că a avut un mandat foarte reușit în anii 90 în fruntea Ministerului de Externe și a rămas totdeauna un om politic important. Ca să nu mai vorbim de faptul că acest Teodor Meleșcanu e destul de bine văzut în exterior, chiar dacă are o anumită vârstă destul de respectabilă, cred că vreo 73-74 de ani, destul de înaintat pentru politicienii români de anvergura executivului. Parcă aflasem noi că va fi
chiar și o variantă de consilier prezidențial, atât că a ajuns ministrul extern mai repede decât probabil își dorea sau spera. Cât despre motivul acestei înlăturări până la urmă, să știți că e un motiv care chiar sunt curios să văd alegerile de duminică, nu mă refer în România, ci în exterior, pentru că am făcut un întreg scandal pentru aceste alegeri. Nu mă interesează candidații, puțin vom vedea duminică care pe cine alege. Însă, scandalul diaspora cred că este artificial creat. Și o să vă dau doar două exemple, încă o dată vă spun. Se pare că ambele tabere folosesc electoral acest scandal, dar eu văd alte lucruri. Sau uitați-vă și dumneavoastră, aveți pe toate rețelele de internet tinerii respectiv care au ieșit în stradă. Uitați-vă la ei. Nu prea arată, apropo, nici a proletar cum era odată, tot vorbim de, sunt acum acuzații de comunism, de nu știu ce, nu prea arată că ar ști ce înseamnă să și muncească. Mie mi se par, din ce am văzut eu, ori de nici foarte, deci sunt oameni, în general, par fără ocupație unii dintre ei sau aduși alții, de unii sau de alții, ca să fim echidistanți. Asta este. Cât despre ce se întâmplă în Occident, dreptul celor din Occident, românilor, este să voteze. Dar încă o dată spun, propunerea logică și pentru viitor așa trebuie rezolvat. România nu își poate permite financiar să facă, de exemplu, avem 3 milioane de români plecați afară, să le facem secții de votare la toți. E clar asta. Și atunci avem două variante. Ori alocăm acești bani aiurea, pentru că din ăștia 3 milioane nu votează 300.000, am văzut că vreo 150 sau, hai să zicem, vreo 200 vor fi acum cu record. Deci, ori ne riscăm, facem așa și plătim o sumă foarte mare, ori cea mai bună decizie, cine vrea să voteze, să vină în România. Foarte simplu. Vine în România și votează, cum spuneam, exemplu grecilor. A, am văzut și varianta cu votul prin corespondență. Știți cum e? Mai avem experiența 2009. Să ne gândim dacă suntem siguri că cine numără este echidistant. Apropo de cum era atunci ce s-a vorbit în anul 2009 de problemele care au fost cu numărarea voturilor sau s-a bănuit că ar fi. Deci din acest punct de vedere eu aș sufla și neaurt în sensul că nu m-aș merge pe votul acesta. Dar știți cum e? Trece și turul 2, indiferent cine va fi președinte, și uităm până eventual 2016 când vor fi parlamentarele. Până atunci nu mai vorbim nimic. Nu e în regulă și cred că acest sistem trebuie să-l rezolvăm, adică să nu mai fim ăia arătați cu degetul în toată Europa, uite bă, nu sunt stare să organizeze niște alegeri. Bine, acum dacă nu, a fost și este și altceva în spatele acestui scandal. Dar mă tot întreb, până la urmă diaspora reprezintă 1-2% din total voturi. E o miză, e adevărat, dar nu una extraordinară, mai ales când vorbim de diferențe mult mai mari între cei doi candidați. Și atunci, rămâne ca dumneavoastră să vă lămuriți asupra acestei probleme. E, vreau să vă spun că mi-am propus astă seară, cum spuneam, apropo de universități și de ce spune Ministerul Educației, să abordez două subiecte din învățământ, două subiecte total diferite, dar în același timp care am văzut că suscită un interes foarte, foarte mare. Primul dintre ele se referă la, iată, am avut vineri, noi n-am avut emisiune vineri, am avut vineri alegeri la universitate, intenționat nu m-am referit la ele în zilele trecute, tocmai rezervându-mi, să spunem așa, spațiu să discut după. O să ziceți, da, acum după război mulți vitese se arată. Vreau să vă spun că n-am abordat subiectul cu universitatea, tocmai dintr-o anumită idee. Știți ce polemii s-au făcut pe alegeri, pe de o parte, că Adrian conduce de o manieră despotică, adversarii lui, deci ăștia, asta spun adversarii. Pe partea cealaltă,
El și echipa lui permanent au avut, în general, o atitudine destul de dură față de opozanți. Din acest motiv, totdeauna situația din universitate a ieșit pe media. Sunt câteva publicații care și-au făcut în obicei de a da lucrurile rele din universitate. Sunt și altele care, interesate sau nu, vorbesc universitatea doar de bine. Dar este clar că la universitate lucrurile nu sunt cele mai bune. Tocmai de aici și demisia recentă a lui Moise Bojincă, fostul rector, și preluarea, cel puțin pentru un an și jumătate, a conducerii universității de rectorul Luminița Popescu, fostul decan de la inginerie. De fapt, un manager foarte bun, dacă ne gândim la ideea, conduce universitatea sau cel puțin partea de inginerie destul de mult timp. Dar, bine, există acuzații, îmi spuneau colegii, prieteni de pe Facebook, dar am văzut și câteva SMS-uri anunțându-se problema pe care vreau să o discut. Sunt păreri pro și contra. Cu siguranță însă sunt două lucruri care trebuie să rămână. Universitatea Constantin Brâncuș-Ion drept câștigat și n-are rost să-l pierdem prin discuții sterile. În același timp, cred că nu ne vom pune de acord asupra conducerii universității, cum nu ne punem de acord la problemele legate de centru Constantin Brâncuș. La Brâncuș, toată lumea se pricepe. Toată lumea vrea să conducă centru, toți se găsesc specialiști în Brâncuș. Cam asta ar fi concluzia din ce am văzut eu. La universitatea, fantoma sau nu întâmplător, universitatea cu același nume are o aceeași problemă. Însă, în fața Universității Constantin Brâncuș stau niște probleme foarte mari. Vedeam prin presa ultimilor săptămâni, universitatea are o cădere a numărului de studenți. Poate vorbim mai târziu și despre ce a dus la asta. Dar asta face ca, din punct de vedere financiar, să fie probleme. Pe acest fond au apărut și nemulțumirile. De exemplu, orele suplimentare, dacă am văzut un titlu de ziar astăzi, dar știam deja, se plătesc cu un leu o oră suplimentară. Ca o comparație, în preuniversitar poate fi și de 15-20 mai mult o oră suplimentară, în funcție de vechimea celui care o face. Bun. Venind la situația din Universitatea Constantin Brâncuș, se pare că fostul management n-a găsit soluțiile, a luat alți bani de la minister ca să funcționeze, iar acum acei bani trebuie puși la loc sau, în orice caz, găsită resursele umane trebuie reduse ca să te încadrezi în parametri. Asta e provocarea pe care o are noul rector și, de asemenea, până la urmă, la Brâncuș sunt, dacă am văzut bine, deci acum cu drept de vot au fost 160 de studenți și de profesori. Deci comunitatea academică gorjeană, universitară, e undeva de câțiva zeci de oameni, deci probabil în jur de 100. N-am știut, nici nu m-a interesat vreodată cifra exactă. Deci nu e o cifră impresionantă, însă banii sunt mai puțini decât altădată și probabil vor fi mai puțini, cum la fel de puțini vor fi și studenții. Pentru că Brâncușul suportă în ultimii ani o consecință a bacalaureatului, pe bune. În sensul că dacă până acum vreo 3, 4, 5 ani bacalaureatul se dădea cum se dădea și toată lumea lua acest examen sau în orice caz o majoritate largă, acum lucrurile nu mai stau așa și procentul este în cel mai bun caz, cum a fost anul ăsta, undeva la 60%. Din ăștia 60%, un procent, asta ar însemna undeva la sub 3.000 de copii, cu 2.000 și ceva. Din ăștia 2.000 și ceva, cam jumătate, cred că aleg alte centre universitare, unii probabil nu mai aleg nimic sau mai sunt de pleacă și prin alte țări, chiar cu bacalaureat, dar nu neapărat la studii, ci la muncă. Așa că, practic, nucleul la care se adresează universitatea este din ce în ce mai redus. Și să ne gândim că vin generații mai puțin numeroase, dar care vor avea aceeași problemă.
Deci, din acest punct de vedere, Universitatea Constantin Brâncuș trebuie să găsească soluții. De fapt, criza pe care a întâmpinat-o învățământul preuniversitar și au întâmpinat-o liceele în ultimii ani, din ce în ce mai greu fac față sau tot restructura liceele, acum a ajuns la universitate. Deci este clar că e nevoie de o restructurare și noua conducere va trebui să facă această restructurare. Însă, părerea mea că ar trebui să termine cu foarte mult cu scandalul. Și de ce vă spuneam că ar trebui să se facă ordine în această situație, pentru că altfel provocările din următoarea perioadă vor fi dintre cele mai mari. Vreau să vă spun, nu o să vă citesc chiar toate mesajele, dar să știți că au venit o parte dintre ele foarte interesante, deci apropo de telespectatorii noștri, o să vă dau și citire și poate le și comentăm în acest timp, pentru că, iată, interesul stârnit este deja foarte mare. Ne spune cineva un hâtru, un mesaj foarte interesant, spune, după modelul Băse Udrea, la Târgu Jiu s-a văzut luminița de la capătul holului. Da, interesant. N-aș putea să dau un comentariu la acest moment, dar cred că paralela este cel puțin interesantă după ce am văzut presa din ultimii ani. Mai spune cineva un alt mesaj. UCB-ul a pierdut în era lui Gorun zeci de cadre didactice, oameni cu studii doctorale și activitate științifică, aceștia fiind efectiv maziriți la propriu, pentru că nu stau drepți în fața șefilor. Da, iată o părere întemeiată și tare mi-e frică că e și adevărat. De ce spun acest lucru? Sunt destul de multe cadre didactice care nu mai lucrează la Universitatea Constantin Brâncuș din diverse motive. În același timp, unii au ales alte centre universitare și faptul că s-au remarcat acolo este foarte important. Acum vreau să vă spun că avem profesori universitari, chiar manageri de instituții din Gorj. Bine, ei s-au format acolo, n-au avut niciodată legături Universitatea Constantin Brâncuș, dar cred că noua conducere a universității ar trebui să se gândească dacă nu se pot face niște colaborări, pentru că, știți cum e, sânge la apă nu se face. Gorjenii aceia care, cred că, dacă am înțeles bine, avem la conducere, și sigur avem la conducere, chiar dacă e suspendat acum Uminea Costoiu la Politehnica București, un Mădălin Bunoiu la conducerea Universității de Vest Timișoara, un domn Ungureanu la conducerea Universității din Baia Mare și cred că exemplele ar putea continua, aceștia și alții care sunt cadre universitari de prestigiu ar putea fi aduse la Târgu Jiu să ajute această universitate. Să mă ierte Dumnezeu, dar n-am nicio problemă. Deci tot respectul pentru un Andrei Marga sau alții care au fost aduși în ultimii ani la Târgu Jiu, dar cred că nu mai sunt nu aduc o contribuție științifică universității. E un plus de imagine, dar cum persoanele respective sunt și controversate, vezi cazul Marga, nu faci decât să nu aduci plus valoare, ba din contră, să faci și mai mult rău în conflictul de mai mult timp la Universitatea Constantin Brâncuș. Pentru că îl recunoaștem sau nu, există o anumită tensiune, dar la gorjeni, la olteni, e cumva întemeiată și o să vă spun de ce. Toată lumea vrea să fie șef. Și bineînțeles, cel care se află în capul trebii vrea să conducă mai abitir decât ceilalți. Normal, zice, dacă tot eu sunt la om, măcar să mă impun. Și de aici, știți cum e, somnul rațiunii naște monștri, așa că de aici și probleme. Dar, la fel de adevărat este că universitatea nu a pierdut foarte mult.
poate la capitolul imagine și la acele evaluări care nu știm cât sunt de relevante, care ne-au scos într-adevăr pe locuri codașe, după cum am văzut, cel puțin printr-o anumită parte a presei. Pentru că ne urmărim foarte mult viața academică, nu prea poți să-ți dai seama cât de reale sunt acele clasamente, că apar doar într-o anumită parte a presei. Dar faptul că în acea parte a presei vedem pe acele clasamente că universitățile mari sunt acolo sus, asta ne arată că sunt și e și ceva real și că lucrurile trebuie corectate și la Târgu Jiu. Dar cu un rector ca Luminița Popescu, președintele Senatului Adrian Gorun, cu sprijinul autorităților gorjene, eu zic că această universitate are viitor, chiar dacă nu se va putea niciodată compara din punctul de vedere al numărului de studenți și al performanțelor cu universități mari. Dar și problema la Brâncuș sau la oricare universitate și poate chiar a instituțiilor de învățământ inferioare, gen licee, nu este asta. Va supraviețui ca instituție. Însă trebuie să vedem și ce pregătește Universitatea Constantin Brâncuș dacă mai este viabil. Facem de 20 de ani, ceva de genul, facem absolvenți de drept. În fiecare an termină absolvenții de drept și găsim vânzători în piața mare, la standuri. Nu e în regulă. Sau foarte mulți dintre ei încearcă în fiecare an să pătrundă în învățământ, deși nu s-au pregătit pentru învățământ. Au cu totul altă menire. Se bat, rămân foarte mulți dintre ei pentru că nu au cum să ocupe acele catedre puține câte sunt, care să le dea voie la specializarea respectivă. Ce vreau să vă spun cu asta? Că e vorba de să se regăsească și pe piața muncii. Nici măcar ingineria, care are o tradiție de 40 de ani la Târgu Jiu sau mai bine, nu-și găsește corespondentul pe piața muncii. Și atunci, cred că universitatea ar trebui să-și găsească un nou debușeu. Adică să știe, bă, pregătesc specialiști în nu știu ce meserie pentru că e necesar pe piața muncii. A ne face că doar pregătim, adică să avem o diplomă, pentru că sunt foarte mulți care termină și la Târgu Jiu sau merg într-un centru universitar care zic, bă, să am și eu o diplomă de învățământ superior. Cred că nu ne mai ține de cald. Adică trebuie mai mult de atât. Adică dacă tot faci o facultate, să investezi niște bani, nu neapărat în că sunt mulți cu taxă la Târgu Jiu sau erau până acum, că acum nu mai ocupăm nici locurile fără taxă. Dar, presupunând că sunt studenți cu taxă, deci investești și banii ăștia, ai mai investit în liceu și după aceea nu găsești un loc de muncă, e o mare problemă. Pentru că, iată, cei din centrele mari universitate nu cred că o duc nici ei foarte, foarte bine, dar fiind economia mai dezvoltată, au oportunități. Dacă vor să muncească, dacă vor să găsească, găsesc un loc de muncă. Dar spuneam acest lucru apropo de universitatea să știți că avem și alte mesaje, dar nu știm dacă în tematica respectivă se adresează. Noi o să le citim pentru că telespectatorii se uită la noi și probabil așteaptă jos, dar nu știm ce o să răspundem, însă noi o să vi le citim. Unul dintre mesaje spune: de ce nu ne dați o veste bună de locuri de muncă? Să știți că aceste vești încerc să le vânez în fiecare seară. Să știți că nu prea sunt în momentul de față. Poate se vor relansa lucrurile, dar de regulă, și de regulă să știți că nu se găsesc. Aceste locuri de muncă apar primăvara, vara și sunt din ce în ce mai puține iarna, apropo de partea sezonieră. În celelalte locuri de muncă se anunță însă la Târgu Jiu câteva investiții. Până la urmă, și aceste șantiere, acest șantier care e în Târgu Jiu de care vorbeam, înseamnă ceva totuși la locuri de muncă, pentru că am văzut că sunt destui oameni, nu știm dacă sunt de la Târgu Jiu sau nu, asta nu știu, dar sunt foarte importante aceste locuri de muncă pentru cei care n-au. Și să știți că pe
În partea a doua a anului o să aflăm mai multe lucruri despre acest de la oficiala AJOFM pe care o să-i avem în zilele următoare invitați. Din ce am văzut în cifre, să știți că numărul de șomeri la Târgu Jiu s-a redus la Gorj pentru că au apărut mai multe locuri de muncă. Deci eu cred că suntem pe direcția bună. Un alt mesaj care e pe aceeași tematică spune așa: de ce nu ne spuneți că ne creați locuri de muncă? Suntem mulți oameni care nu avem niciun venit. E, acum vreau să vă spun un lucru. Nu noi, nici în SATV-ul, nici Verticalul, nici cei care ne vedeți pe ecran, nu putem să creăm locuri de muncă. Sau nu atâtea câte ar fi nevoie în Gorj. Asta trebuie să o facă autoritățile și, până la urmă, firmele mari. Însă, aceste vești o să vi le dăm în momentul când apar și vă spuneam, se anunță niște investiții, mă gândesc și la centura orașului, cea de-a noua centură care se va construi, se anunță niște fabrici de componente electrice, de pe lângă, iată, se face un nou grup energetic la Rovinari, sunt lucruri care se vor concretiza și în locuri de muncă în perioada următoare. Însă nu cred că sunt suficiente ca să schimbe foarte mult situația din prezent. E adevărat că se poate oricum mai... o parte din ea se poate rezolva, în sensul că apariția câteva sute până la câteva mii de locuri de muncă în județul nostru ar rezolva o mare parte din acest surplus de pe piața locurilor de muncă. Altcineva ne spune, apropo de Universitatea Constantin Brâncuș, eu am elevii studenți la Timișoara, rudele mele au studenții la București, nimeni nu rămâne la Târgu Jiu. Da, sunt și așa, sunt și așa situații, dar să vă spun o chestie, apropo de absolvenții de drept. Nu cred că un absolvent de drept de la Târgu Jiu este inferior unui absolvent de drept de la București, de la Timișoara sau din altă parte. Deci, vârfurile sunt foarte bine pregătite, părerea mea. Dar, dovadă că unii au intrat și barou, au intrat în diverse lucruri, ceea ce înseamnă că au dat un examen pe bune. Dar, de aici și până, nu toată lumea, sau nu avem nevoie permanent de avocați. Ce o să facem cu avocații și cu juriștii, deci miile de avocați și juriști care i-are Gorjul sau sunt pregătiți de Brâncuș în ultimii 20 de ani. Deci trebuie să ne gândim și spre alte meserii. Încă cineva, deci astă seară chiar e seara mesajelor, spune cineva, să știți că Universitatea Constantin Brâncuș scoate oameni bine pregătiți. Felicitări! Iată și un mesaj favorabil, probabil cineva angaja la universitate, dar nu ne deranjează acest lucru, în sensul că dacă se urmărește subiectul și se găsește soluție, foarte bine. Însă, e nevoie, și am mai spus-o și cu alte ocazii și în alte emisiuni, Gorjul are nevoie de o strategie de dezvoltare, dar o strategie făcută pe bune, nu din birouri și nu din sensul că, vezi, Doamne, peste 20 de ani Gorjul ce va avea? Tot minerit, tot energetică și turism, dar la nivelul teoretic. Trebuie să punem ceva în loc. Este clar că industria energetică, industria minieră, la un moment dat va trebui să lase locul la altceva. Nu neapărat că se duc resursele, nu neapărat că energeticienii de la Gorj n-ar munci eficient. Pentru că, am spus și în altă seară, se pare că pe energia pe linii suntem printre cei mai competitivi în Europa, cel puțin cu Rovinariu. Nu asta e problema. La un moment dat, și ați auzit de orizontul 2030, o să ne spună, gata, din acest moment, energia pe cărbune numai că poluează, deci nu te mai primi în Uniunea Europeană. Și atunci va trebui să ne oprim. Problema e cei din 2025-2030, deci 10-15 ani de acum, ce vor lucra acei tineri care vin de pe băncile școlii, cei care mai sunt în generații care nu vom ieși la pensie până atunci. E, aici e problema. Nu avem o alternativă. Toată lumea ne afișăm oficialități, că turism, că nu știu ce. E o oportunitate. Dar deocamdată turismul, dacă o luăm ca și angajați în sistem, reprezintă un număr infim. Și atunci,
ce putem să facem? Deci trebuie să găsim alternative. Asta nu e rostul presei. Rostul presei se semnaleze când acestea apar. Să vedem alternative, să vedem strategii. Apropo de Universitatea Constantin Brâncuș, așteptăm o strategie de termen lung, pentru că dacă ne spuneți, da, trebuie să dezvoltăm turismul, și avem deja profile pe turism, dar poate ne spun și altceva, vrem să facem, nu știu, prelucrarea lemnului. Apropo, am rămas fără singura fabrică de prelucrare a lemnului din Gorj, există niște fabrici de mobilă mai mici sau mai mari, cred că aceasta n-ar trebui să lipsească din județul Gorj și multe, multe, multe altele. Bun, suntem în momentul în care trebuie să se ia niște decizii. De regulă le vedem în campanie electorală, vedem diverse programe, diverse idei. Anul acesta nici măcar acest lucru nu l-am mai văzut, pentru că noi ne-a trebuit să ne ocupăm de cu toate alte bazaconii până la urmă și nu cred că e un cuvânt dur, în sensul că pe noi ne interesează și la un candidat și la altul ce au făcut în viața de zi cu zi diverse alte lucruri decât ce s-ar putea face pentru România și pentru Gorj. Nu putem, clar, fără Europa, dar în același timp trebuie să nu murim de foame acasă și acest lucru se face doar prin muncă, dar trebuie să ai și oportunitatea. Sunt convins, apropo de foarte mulți gorjeni care se uită la noi cum vorbeau de locuri de muncă, cred că principala problemă a Gorjului la acest moment este lipsa locurilor de muncă. Deci cred că trebuie găsite aceste locuri de muncă, trebuie făcute, pentru că e pricea. Deci a mai trecut și această, de 25 de ani tot trec alegerile, oamenii așteaptă aceste locuri de muncă, cel puțin în ultimii ani. Eu nu cred că, de exemplu, alegerile din 2016 parlamentare se vor mai câștiga dacă nu vor exista locuri de muncă. Deci oamenii au început să nu mai ceară pomeni, să nu mai ceară de... au trăit din ajutoare, au văzut că nu e bine, acum cer și locuri de muncă. Și aceste locuri de muncă trebuie să se facă cu eforturi, dar trebuie să se facă. Deci trebuie și noi să producem ceva, pentru că piața de desfacere putem să fim, dar dacă nu avem cu ce cumpăra, este o mare problemă. Mergem mai departe, apropo de că ne-a furat, să spunem așa, spectacolul știrilor efectiv. Mergem mai departe și vorbim, am uitat, să zicem, organele care ne-au obișnuit. De când facem această emisiune, n-am avut emisiune fără poliție, parchet, DNA și toate cele. Nu putea să lipsească nici astăzi, vă dați seama. Aflăm așa că, de exemplu, averea lui Ghiga, fostul director de la Roșiuța, actualul director de la Roșiuța, rămâne sub sechestru tribunalului Gorj, care a respins ca neîntemeiată contestația formulată de directorul carierei Roșiuța împotriva sechestrului. E vorba dosarul Masa Cald. Dar bun, am aflat că la Motru e lipsă mare, dacă am înțeles eu bine, vreo 30 de miliarde, de vreo 30 de miliarde s-a mâncat și s-a băut pe banii minerilor fără acoperire în acte. Bun, dar am înțeles că există un caz similar la Târgu Jiu. N-am mai aflat nimic. Poate totuși ne lămurește cineva dacă cele 300.000 de porții care s-au dat în plus în zona Motru, nu cumva au avut corespondent și aici la Târgu Jiu. Pentru că, iată, de vreo câțiva ani, echipele sunt aici la Târgu Jiu. Deci, pe lângă ele, cred că se puteau face chestii de acest gen. Asta nu înseamnă că s-a întâmplat. Dar așa s-a spus pe surse. Așteptăm să vedem dacă lucrurile se confirmă. Ne așteptam ca organele de anchetă să fi spus mai multe în perioada care a trecut de atunci. Am avut cazul acela, am avut o reținere pe 24 de ore și nimic. Deci poate ni se spun mai multe.
E, acum tot românul nu se mai uită nici la campania electorală, tot nu reușim să vedem pe cei doi candidați față în față. Când fuge unul, când fuge altul. Problema e următoarea. Avem cazuri de cazuri. E adevărat, n-am mai avut cazuri spectaculoase politice. În schimb, avem pe Sile Cămătaru, care iată a reintrat în atenție, când iese unul, când iese celălalt, deci când iese unul în libertate, celălalt este băgat la zdup, bine pe motive întemeiate. Acum este un scandal legat de lumea interlopă și aflăm că Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, le oferea prostituatelor sale de lux cazare, protecție, haine și în anumite situații vize de ședere în România pentru un an. Mesajul lui pentru cele care voiau să plece din țară, fiind puteți să trăim bine și la noi acasă. E, vreau să vă spun că vize e vorba de basarabence sau de unde mai veneau ca să practice cea mai veche meserie din lume. Dar Sile Cămătaru a trecut iar la zdup și probabil acolo va rămâne pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, bineînțeles, așteptând ca și celălalt frate să-l urmeze pentru un alt caz, că cu siguranță șefii interlopilor din România nu se vor opri aici. Deci au zeci condamnări, au zeci de dosare pe rol și vor rămâne în continuare tot la fel. Trebuie spus, apropo de acest... despre acest caz Sile Cămătaru, că România este pe harta aceea, vedeam diverse documentare posturi străine, România este patria corupției, dar și atenție în parte de prostituție. Dominăm numai în România. Să știți că, apropo de diaspora, România e foarte bine reprezentată în Italia, Spania și chiar Germania. Deci avem valută forte din acest punct de vedere, cu ghilimele de rigoare, în sensul că româncele sunt foarte bine văzute la acest domeniu. Din nefericire știți și acele cazuri în care unele au plătit cu viața faptul că practicau cea mai veche meserie din lume. Bineînțeles, ar mai fi și alte probleme. Aflăm de la Radu Mazăre, de exemplu, că Nicușor Constantinescu nu are un oncolog la Rahova și e fric, doarme îmbrăcat. Spune Mazăre că o să-l viziteze. Încă o dată spunem și revenim asupra chestia aceea, dacă cazul nu stă în picioare, deci dacă ori așa, trebuie lămurită. Poate mâine seară vom vorbi și despre încă un mit care... la care se referă românii, și anume știți că vorbeam de gazul de șist. E, iată că lucrurile nu s-au lămurit, ba am spune că ne-am bătut degeaba ca să nu mai deschidă Chevronul, în sensul că nu prea sunt gaze de șist în România. Ha? Și atunci care a fost problema noastră? În fine. Despre asta și multe altele și faptul că avem și alte mesaje, sunt copii care au terminat facultatea cu medie mare și nu găsesc loc de muncă decât vânzători, am spus-o și eu mai devreme, multe altele în emisiunea de mâine. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!